curvă, sporind neîncetat în noi genajeria de rapri vorere, e unul și mai mârșat, mai slut, mai rău la fire, deși nici nu se zbate și nici nu-i zgomotos, el ar distruge lumea întreagă bucuros și într-un căscat s-ar prinde să închidă omenire. Urâtul e. Cu lacrimi în silă revărsate visează eșafoturi cu mâini nepăsător. Pe monstru acesta gingaș, tu știi, o cititor, o cititor fățarnic, cu semenul meu, frate. Deci ei romanticii credeau că pe vremea aceea, când educarea poporului pentru frumos, pentru artă și așa mai departe, ar putea să schimbe lumea. Închide aparatul acolo, că n-ai voie să faci poezie. Păi eu nu fac poezie, domnul profesor. Dar închide!